Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la o nouă etalare. Dragii mei, astăzi vă invit la o etalare interactivă cu tema ce părere a avut despre mine la ultima întâlnire. Atenție, poate să fie o întâlnire amicală, poate să fie o întâlnire mult mai, să zic așa, mai în detaliu, în care v-ați cunoscut mai bine, ați ajuns poate câțiva într-o intimitate sau deja a fost o intimitate. Da, să nu mă pot să spun alte cuvinte, însă depinde de dumneavoastră, deci întâlnirea pe care ați avut-o cu această persoană. Aici mă refer la întâlnire față în față, cei care ați ajuns să cunoașteți această persoană, puteți să fiți de 3 ani, de 4 ore, de 5, de 7, ultima întâlnire pe care ați avut-o cu această persoană. Ce s-a întâmplat? De ce sunteți în situația actuală? Ce a gândit această persoană despre dumneavoastră la această ultimă întâlnire, dragii mei? Pentru a participa la această etalare, vă rog frumos să vă alegeți între cele 3 variante. Elefanțelul auriu, prima variantă, elefanțelul mov, a doua variantă, și elefanțelul alb, a treia variantă. Vom începe, bineînțeles, cu elefanțelul auriu. Așadar, ultima întâlnire cu această persoană, intimă sau nu, discuții sau nu, ce a gândit această persoană la care voi vă gândiți acum despre voi la ultima întâlnire și de ce ați ajuns în situația actuală? Haideți să vedem, tot ce aveți de făcut este să vă gândiți la această persoană. Ar fi bine să nu aveți așteptări de la această etalare foarte mari, tocmai pentru a primi informațiile corespunzătoare. Ce a simțit această persoană specială la ultima întâlnire? A fost foarte frumos. Foarte frumos. Am aici, ca și semne zodiacale, rac, scorpion sau pești, o întâlnire frumoasă, o întâlnire romantică, o întâlnire pasională, aș putea spune. S-ar putea câțiva dintre voi să fie ieșit la un restaurant sau să fi băut ceva. Există această întâlnire, așa cum v-am zis, în exterior, la un restaurant sau la un bar, o discotecă, ceva de genul acesta, o nuntă, o petrecere sau pur și simplu o invitație, fie la dumneavoastră, fie la cealaltă persoană acasă sau în altă parte. Însă a fost o întâlnire foarte frumoasă. S-a simțit foarte bine această persoană la care voi vă gândiți. Ce sentimente i-ați oferit? Ce a gândit despre voi? S-a simțit în siguranță, dar în același timp a simțit că dumneavoastră vreți mult mai multe decât această persoană vă poate oferi. De ce spun asta? Pentru că există posibilitatea ca această persoană să fie căsătorită, să aibă deja copii sau dumneavoastră să aveți copii, în orice caz. Există o relație de căsătorie care împiedică sau a împiedicat această persoană să se desfășoare în, da, la capacitatea sa maximală vis-a-vis de voi la această întâlnire. Ce a amintiri, haideți să întrebăm, ce amintiri are această persoană de la această întâlnire? Ce amintiri? Nu a vrut să zic așa, să se lege la cap unde nu-l doare sau nu o doare. O relație deschisă, o relație în care această persoană a rămas nesigură pe sentimentele sale, nesigură pe sentimentele dumneavoastră și pe acțiunile dumneavoastră. De ce? Pentru că nu simt că această persoană s-a gândit că puteți ajunge
la ceva, să zic, oficial, la ceva serios datorită acestei căsătorii. Deci, cam asta s-a întâmplat. Da? De ce este în prezent situația actuală între voi, așa cum este? Da? Dumneavoastră vă știți situația actuală. De ce este în prezent această situație actuală, așa cum este? Incertitudine, 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 incertitudine. Și mai ales din punct de vedere emoțional. Această persoană se gândește foarte mult la dumneavoastră, dar nu o văd să ia decizia să vină către voi, nu o văd să ia decizia să-și expună sentimentele. Îi este teamă, deși îi este foarte ușor să dea de dumneavoastră, îi este foarte ușor să comunice cu dumneavoastră, însă se teme. Se teme, dar de gândit se gândește foarte, foarte mult la dumneavoastră. Haideți să vedem sentimentele acestei persoane pentru voi acum. Sentimentele acestei persoane pentru voi acum. Încearcă să știți să nu, nu știu, să nu-i pese, nu să se detașeze. Dar încearcă să nu-i pese. Încearcă să să rămân, nu vrea să se schimbe. Nu simt că această persoană încearcă să se schimbe. Sentimentele pentru voi sunt mai mult materiale, la nivel material, la nivel de, eu știu, de prietenie. Nu sunt emoțiile acestea care au fost la început. Sunt sentimente mai mult de o rutină, de o obișnuință. Da? Deci din partea acestei persoane asta simt. Ce va fi între voi într-un viitor apropiat? Deocamdată această persoană nu va veni către voi. Fie este singură, fie rămâne singură, rămâne independentă, îi place să se distreze, nu îi plac relațiile serioase, să zic așa, nu. Îi place să rămână independentă, liberă, să se axeze pe situația financiară, are un plan financiar bine pus la punct, poate are o întreprindere. Repet, depinde de cazul fiecărei persoane. Foarte mult văd Capricorn, Fecioară, Taur ca și Zodii, precum Rac, Scorpion și Pești. Dragii mei, aceasta a fost prima etalare și prima variantă. Varianta a doua cu elefanțelul mov. Gândiți-vă la această persoană și să vedem ce a simțit această persoană la ultima dumneavoastră întâlnire. La ultima întâlnire, indiferent de natura acestei întâlniri, repet, ce a simțit această persoană la ultima întâlnire și de ce ați ajuns în situația actuală pe care o aveți. Ce a simțit? A simțit că vă poate controla, a simțit că poate să facă că orice decizie va lua vis-a-vis de dumneavoastră, veți fi de acord. Și că nu veți avea nimic împotrivă, mingea nu va fi la dumneavoastră în teren, totul va depinde de această persoană. A simțit foarte mare atât dorință, cât și pasiune, cât și stabilitate, forță de a merge mai departe. I s-a deschis un pic universul în momentul în care v-ați întâlnit, da? A simțit că retrăiește, că are o nouă vitalitate, că are un nou început și că poate controla, mai ales poate controla totul. Această persoană a simțit că vă poate controla. Ce sentimente i-ați oferit? Ce impresie i-ați făcut? I-ați oferit o impresie că vreți să luați lucrurile ușor, că vreți și așteptați o anumită stabilitate din partea acestei persoane, v-ați simțit
nu că v-ați simțit vulnerabil, vulnerabilă, dar v-ați simțit un pic detașată sau detașată emoțional de el sau de ea, da? Haideți să vedem ce a gândit această persoană la ultima întâlnire, ce a gândit. S-a gândit să vă facă o declarație de dragoste sau s-a gândit că dumneavoastră îi declarați dragostea. A venit către dumneavoastră cu sentimente de dragoste, dar sentimente firave, nu complet. Nu complet așa cum are puterea să o facă și cum ar fi trebuit. Nu a dat dovadă de acea maturitate emoțională pe care dumneavoastră ați căutat-o. Vă spunea prin gesturi, poate prin cuvinte, dar nu a fost ceva... Dumneavoastră așteptați și sperați mult mai multe de la această persoană. De ce este situația între voi așa cum este în prezent? De ce este această situație așa cum este în prezent? Situația între voi rămâne misterioasă. Vă manifestați unul pe altul. Este o relație spirituală, o relație la un nivel superior. Poate v-ați întâlnit doar să vorbiți, pentru că nu văd aici, din partea energiei masculine, văd o manipulare către dorință, către intimitate, însă energia feminină a venit cu altă dorință, dorința de a se cunoaște, dorința de a lua lucrurile mai încet, ori... Acest lucru a făcut această persoană să se retragă în carapacea sa și să rămână, să zic așa, destul de misterioasă, o relație poate în secret, în prezent, o relație destul de, să zic așa, într-o altă dimensiune se desfășoară la un alt nivel, foarte spirituală. Ca și energii zodiacale în fecioară, capricorn, precum și rac, scorpion sau pești. Haideți să vedem sentimentele acestei persoane pentru voi în acest moment. Sentimentele acestei persoane pentru voi. Există manipulare, așa cum v-am spus, manipulare, o relație triunghiulară în puține cazuri, însă manipulare. Sentimentele sale vis-a-vis de dumneavoastră sunt de a vă atrage, de a vă seduce, de a vă induce în eroare, de a vă crea iluzii, de a vă crea speranțe. Nu își arată adevărata față, poartă o mască. Din punct de vedere sentimental, această persoană este extrem de manipulatoare. Are magicianul și șaptele. Nu sunt energii tocmai bune. Dar dumneavoastră știți. Ideea este că dumneavoastră știți. Intuiția vă spune acest lucru. Ce va fi între voi doi pentru o perioadă anume? Vă gândiți dumneavoastră la această perioadă. Ce va fi? Ok, această carte s-a întors, am să o iau. Va exista o colaborare. Colaborare pe plan financiar, colaborare profesională, ori o colaborare în sensul de a ne cunoaște mult mai bine. Veți fi de acum încolo, pentru că această persoană va vorbi cu dumneavoastră, dar veți fi mult mai atent sau atentă la detalii. O veți studia mult mai bine, să deslușiți acest mister și să înțelegeți de ce are... această, în ghilimele, magie, de ce oferă aceste iluzii, de ce are aceste sentimente de trădare, de înșelătorie, de manipulare, de atracție, de dorință, de a vă acapara din punct de vedere spiritual, să vă acapareze corpul, sufletul, mintea și să vă atragă către această persoană, pentru că are toate uneltele necesare să o facă, da? Dragii mei, aceasta este etalarea a doua.
Haideți să vedem ultima etalare cu elefanțelul alb. Gândiți-vă la persoana aceasta și să vedem ce s-a întâmplat la ultima întâlnire și de ce este această situație în prezent. Ce a simțit această persoană la ultima întâlnire pe care ați avut-o, indiferent de natura acestei întâlniri. Ce a simțit? Aici simt foarte mult că persoana aceasta a așteptat mai multă dragoste din partea dumneavoastră și cred că a fost decepționată, dar nu sunt sigură, dar a așteptat dragoste, a așteptat un nou început, a așteptat să fie altfel, dar poate mă înșel eu. Haideți să vedem ce s-a întâmplat la ultima întâlnire. Ce a gândit această persoană sau ce a simțit această persoană la ultima întâlnire? O relație triunghiulară, o relație în care această persoană s-a simțit trădată, a fost dezamăgită, a rămas cu un gust amar. Da? Această persoană a rămas cu un gust amar. A avut așteptări de la dumneavoastră și a fost dezamăgit sau dezamăgită. O relație triunghiulară. Trădare, infidelitate, decepție. Haideți să vedem sentimentele acestei persoane după această ultimă întâlnire. Nu, ce a gândit despre dumneavoastră după această ultimă întâlnire? Ce a gândit? A gândit că sunteți lumea sa. A gândit că, deși ați reprezentat foarte mult pentru această persoană, poate a trebuit să pună capăt relației cu voi în prezent. A gândit că un capitol vis-a-vis de voi trebuie să-l închidă sau că dumneavoastră vreți mai multe de la această persoană și nu vă poate oferi. Există o diferență între voi de naționalitate, de religie poate, sau trăiți într-o altă țară, în țări diferite. Haideți să vedem ce a gândit această persoană, da? care a fost starea sa după această întâlnire. Mister, îi sunteți un mister, reprezentați un mister, reprezentați o persoană puternică, o persoană pe care nu o poate controla, deși această persoană este una care controlează de obicei și vă simte misterioasă, este împiedicată probabil de o relație de căsătorie sau de principii, valori, tradiții, o religie anume. Îi sunteți misterioasă sau misterios acestei persoane. Nu a aflat totul despre dumneavoastră, a crezut că știe totul și iată că nu a fost așa. Da? Haideți să vedem de ce există în acest moment această situație între voi. De ce este această situație așa cum este acum? Pentru că nu vă puteți, pentru că nu puteți forma un cuplu. Pentru că există foarte multe lucruri neștiute, foarte multe lucruri nedescoperite. Nu toate lucrurile între voi au fost puse, nu toate lucrurile au fost sigure și nu toate întâlnirile au fost plăcute. Sunt părți ale dumneavoastră care sunt mai puțin bune și sunt părți ale persoanei respective mai puțin bune. Ori acum parcă realizați acest lucru, atât dumneavoastră cât și această persoană, și nu mai sunteți siguri dacă vă vreți sau nu. Este o relație deschisă și vreți să rămână o relație deschisă. Dar există pasiune. Există o comunicare foarte bună, există înțelegere, există emoții, există optimism. Care sunt sentimentele acestei persoane pentru voi în acest moment? Care sunt sentimentele acestei persoane? Văd aici, am uitat, ca și energii generale, văd fecioară, văd rac, scorpion, pești, gemeni, vărsător, balanță.
sentimentele sale sunt de ajutor, de dorința de a proteja, de sunt sentimente de iubire, da? Sunt sentimente reale. Ce se întâmplă între voi, ce se va întâmpla, între voi, într-o perioadă anume, voi vă gândiți la această perioadă, ce se va întâmpla între voi? Energia feminină va atrage energia masculină, energia masculină va recontacta această energie feminină, pentru că energia feminină are un talent aparte, un talent deosebit. Da, Marea Preoteasă și Regina de Bâte este o combinație, da, magie, rugăciuni, mantre și așa mai departe, dar bune, da, magia bună în sensul că o aprinderea unei lumânări, spunerea unei rugăciuni cu voce tare, chemarea acestei persoane și se va întoarce. Pentru că se hrănește cu această energie a dumneavoastră, energia masculină. Așa cum am spus, o persoană iubitoare, o persoană care oferă, capabilă să ofere și care a avut așteptări de la dumneavoastră, dar vedeți, a fost dezamăgită. Da? Dragii mei, aceasta a fost etalarea pe care v-am propus-o astăzi. Vă mulțumesc tuturor pentru vizualizare, vă doresc tot binele din lume și sper să ne revedem cu bine la etalări la fel de interesante. La revedere!